L-am văzut de aproape, am fost martor la acea întâlnire. Aveam colegi din alte centre universitare din Brașov, aia mai disciplinat, strigau ura, noi strigam altceva de acolo. Am avut un alt... Tot cu ala. Da, tot cu ala sfârșit. Vreo 2 ani de zile am lucrat ca și grafician la o mare fabrică, fabrica Mărșa, uzina mecanică Mărșa, și am făcut o greșeală. În loc să scriu trăiască și înflorească scumpa noastră patrie în frunte cu secretarul său general, am scris generial. Și a fost o mare ședință cu cei de la minister, cei de la București. Cum e tovarășul Ceaușescu general? Ce înseamnă asta? Și atunci directorul m-a chemat și a zis, ca să nu te dau afară, te duci la doctorița și dă o trimitere și te duci, stai internată câteva zile la nebun și eu o să explic din cauza asta. Că altfel vin băieții de la securitate și o să te întrebe de ce. Deci a spus greșeala pe seama unor probleme, da, psihice. Da, da. Credeți că tinerii de azi înțeleg, măcar conștientizează lucrul ăsta? Dom'le, n-aveai voie să pleci din țara ta. Nu conștientizează ce-a fost. Pentru că n-au cum. Mihai născut în 89 în iulie, nu? Și avea câteva luni la Revoluție. Ce să știe el cum a fost? Păi nu i-ați povestit. Păi de deja mai povestești, că nu te crede. nu te crede nici că dacă te pune martor. Păi nu te crede, că trebuie să trăiască chestia asta. Dar nu-i mai bine că nu-i nevoie să trăiască? Păi sigur că e mai bine. Cel mai mult oamenii m-au marcat pentru că s-au transformat, vedeai pe fața lor altceva. Mai fiecare ce vedea, fericire, bucurie, libertate, că puteau face orice, aveau voie să-și cumpere mașini, noi aveam, indiferent că ne mergea cât de cât bine, aveam doar o mașină ca toată lumea, nu aveam mai multe și sâmbăta sau duminica mergeam cei cu numere cu soț, în cealaltă duminică cei cu numere fără soț și aveai voie să faci orice acum. Dacă vrei să te sui pe bloc și stăteai acolo, nu avea nimeni treabă cu tine, știi, de ceva de genul ăsta. Unii acum zic, păi atunci aveau locuri de muncă, ci se tătea apartament, casă, era mai ușor, că nu trebuie să-ți bați tu capul, să învăț, să caut, să-mi găsesc eu ceva. Statul, securitatea avea grijă, dacă n-aveai servici, te trimitea hamal în gară, ceva, stătea de lucru. N-aveai voie să nu lucrezi pe vremea aceea. Și unora li se pare că era suficient, că era bine. Da, pentru că în cei 45 de ani lumea a devenit atât de îndoctrinată încât nu mai gândeau, nu știau altceva.